Vremea rece din ultimele zile a făcut și primele victime în Timișoara. Medicii au internat 2 cazuri de pacienți cu hipotermie, iar alte 5 cazuri au fost aduse cu ambulanța la Spitalul Județean Timișoara. În ultima săptămână de hipotermie mai accentuată, dar marea majoritate n-au necesitat internarea în spital. Când avem temperaturi pozitive, când diferența de temperatură este totuși suficient de mare pentru a determina hipotermia și nu este percepută ca un pericol iminent această temperatură scăzută, și atunci, din cauza de regulă consumului excesiv de alcool, apar pacienți cu această patologie. Conform medicilor, numărul cazurilor de fracturi sau entorse cauzate de căderea pe zăpadă rămâne în continuare destul de mare. Într-adevăr, a crescut numărul pacienților, mai ales a pacienților mai în vârstă, care s-au prezentat în urgență cu diverse contuzii, luxații, entorse, chiar fracturi ale extremităților din cauza faptului că au căzut fie pe stradă, fie prin curte, coborând scările, dar anul ăsta nu a fost o creștere dramatică. Ținând cont însă de faptul că s-au anunțat temperaturi de până la minus 15 grade în vestul țării, cazurile de hipotermie ar putea crește, mai ales în rândul oamenilor străzii.